4 membri organizației Hyde Park au fost reținuți după ce au încercat să testeze aplicarea noii legi cu privire la întruniri, intrată astăzi în vigoare. În timp ce așteptau reacția forțelor de ordine, protestatarii și-au expus pancardele pe scările președinției. Nu a durat mult până au venit polițiștii. Noutatea legii constă în faptul că pentru a organiza întruniri nu mai este nevoie de autorizație dacă la manifestație participă mai puțin de 10 persoane. De asemenea, noua lege nu prevede o limită a spațiului la care se pot afla participanții de clădirile oficiale. Facem un fel de test de protest. Să vedem cum o să reacționeze poliția. La ce vă așteptați? Așteptăm că o să ne ridice pe sus. Dar cum s-au comportat pe 9 aprilie în fața maiului, s-ar putea să trimită vreo 10 hojmălăi în negru aici ca să acopere lozincile și altfel să ne dea voie că de-am gata, Europa îi obligă. Se pare că forțele de ordine nu știau despre acest protest și nici nu cunoșteau prevederile noii legi. Vă rog eu, strângeți toate. De astăzi am intrat în vigoare o lege. Dar nu trebuie să vă supuneți legii, dumneavoastră. Știm, dar eu nu sunt la curent. De ce nu vă supune? Întrebați de șef, domnule. Întrebați șefii. Aveți legătură, nu? Avem legătură. Faceți legătură, vă rugăm. Urgent faceți legătură cu șefii. Chiar dacă legea prevede că nu este nevoie de autorizație, protestatarii au fost reținuți. Suntem urmați. Nu vă urmăm că avem dreptul să stăm la protest. Nu mă trageți de mână, nu înțeleg ce vrea de la mine. Asta e dreptul meu fundamental de a protesta. 104-37. Recepție. V-ați apropiat, urgent. La automobil, eu să-i apucat. Să-i conduc automobil. Au păcate. Ia să-ți curăță. Fără autorizație, înseamnă că s-au prezentat în fața președinței. La cerințele polițiștilor să prezinte documente legale, dumnealor nu corespund. N-au. Înseamnă că am fost nevoiți să fie reținuți pentru verificare documentelor necesare și să vedem care au fost necesitate de a apărea în fața președinței. Pe de altă parte, juriștii consideră că reținerea protestatarilor este ilegală. Reținerea persoanelor pe motiv că ei nu au avut autorizare pare să fie contrară legii. Acestei noi lege care a intrat în vigoare astăzi, iar reținerea lor pe motiv că ei demonstrează prea aproape de președinție, iarăși pare să nu aibă un strat legal, deoarece noua lege nu permite asemenea limite. Protestatarii au fost duși la comisariatul de poliție Buiucani, unde, afirmă ei, au fost ținuți în izolator fără a li se oferi explicații.